Fraților și surori, fratele Tica a citit un text deosebit de frumos, este din Biblie, este, cred că, potrivit pentru seara aceasta și cred că Duhul Sfânt l-a călăuzit să-l citească. Isaia, capitolul 55. Vis-a-vis de acest text, cineva spunea că oamenii săraci trebuie ori să se împrumute de la cei bogați, ori să primească ceva în dar de la cei care au mai mult. Ori aici textul din Isaia 55 ne arată, spunea acest autor din secolul 17, dacă nu greșesc, spunea că aici avem piața săracului, piața săracului. Merge săracul în piața asta și cumpără tot ceea ce are nevoie și prețul pe care trebuie să-l plătească este nimic, nimic, gratis, credință dacă vreți. Dar este un lucru uluitor și vreau să amintesc așa într-o introducere puțin mai lungă, pentru că vreau să fie forma asta, așa am pe inimă, că în 2014 și în 2016, Domnul mi-a dat câteva gânduri, câteva informații din Scripturi, prin rugăciune, stând pe genunchi și așa mai departe, despre niște daruri pe care le-am numit daruri neconvenționale ale Duhului Sfânt. Bineînțeles, nu sunt scrise în Scriptură ca să fie notate de Apostolul Pavel, dar aceste daruri au format un acronim, și anume cuvântul terapie, terapie spirituală. Cine le ia astea, darurile astea, pe care le-am adus înaintea dumneavoastră într-o serie de predici, cine le ia darurile astea și le aplică în viața lui, o să fie un om sănătos din punct de vedere spiritual. Și vreau doar să le punctez și apoi să mă opresc la primul dintre ele care se leagă foarte, foarte mult de textul nostru din seara aceasta. Daruri, dacă vreți, din piața săracului. Eram aici la birou și a venit un frate cam necăjit și îmi spunea că ar mai fi nevoie la noi în biserică de încă un dar. Și îl numesc darul disciplinării, fraților. Noi ne tot uităm la baptiști, la martori, la alții, sunt foarte disciplinați. La noi un pic mai lasă de dorit darul acesta al disciplinării. Eram copil și era un bătrânel pe ultima bancă din biserică. De obicei, omul ăsta dormea la predici, era și adormit spiritual, dar dormea, de obicei. Lângă el era altul care dormea, amândoi dormeau, dar unul nu vedea bine și unul n-auzea bine. Și când se trezea unul dintre ei, îi dădea un cot la celălalt. Zice, mă, cine predică? O, zice, cu tare, o, dă-i pace. Și adormeau iar amândoi. Fratele Cia, pe care unii l-a știut, era păstorul din Câmpia Turzii, a avut la un moment dat o moarte clinică și în moartea asta clinică a fost dus de un înger al lui Dumnezeu în niște ținuturi, spunea el, atât de minunate și de frumoase că nu se pot descrie. Zice, am ajuns, l-am văzut pe Lazar din Borhanci, l-am văzut pe Cutare, a spus el pe mulți pe care i-a văzut. Dar, zice, l-am văzut și pe fratele Trifan, pe cel care stătea, și de obicei știți care era boala acestui om și era foarte deranjantă. Când era cam 8 fără vreo 10, omul ăsta se ridica și ieșea și deranja pe toți. Ieșea și se ducea. Și frații l-au luat și au zis, măi frate Sandule, dar mai stai și tu la noi, până uite, o să spunem, biserica este liberă, cu harul și pacea Domnului. El zice, nu, zice, m-am săturat de actualitățile voastre, mă duc la actualități la televizor. Se ducea acasă. Și să vedeți că fratele Cia, în răpirea lui sufletească, a ajuns în ținuturile acelea și spunea, mi-a văzut pe oamenii lui Dumnezeu, dar a mai văzut ceva. Spunea fratele Cia, am văzut că era un râu mare, furtunos așa, vijelios, și râul ăsta curgea printr-o prăpastie. Dincolo de prăpastie stătea fratele Sandu, pe care, zice, îl știți voi și l-ați știut, fratele Sandu, respectiv Trifan, era deja mort atunci când fratele Cia a avut răpirea asta sufletească, și, zice, plângea așa de rău ca un copil.
Și am văzut un lucru ciudat. Deci am văzut că la centura lui era așa un briceag și atârna așa. Și l-am întrebat pe îngerul care mă conducea pe acolo, prin zonele respective, și am zis, ce se întâmplă cu fratele? De ce plânge? Dar de ce are briceagul atârnat la brâu? Și a spus solul Domnului așa, știi care e problema fratelui Trifan? Toată viața lui, zice, a luat briceagul și i-a împuns pe alții, și i-a tăiat pe alții, și i-a vorbit de rău pe alții. Și el nu s-a supus disciplinei cerului niciodată în viață. Disciplina cerului trimisă pe pământ în biserică. Acum el plânge că știe că l-așteaptă judecata. Zice, vezi pe ceilalți, uite cum se bucură. Și ei îți din coace de prăpastie. Dar el așteaptă judecata. Fraților și surori, închid paranteza și vă rog frumos. Așa dă de rău, că se mai și filmează, mai și vin frați, surori din altă parte, sau poate vin nepocăiți. Și când ne văd că e ora 8 fără 5 minute, dă-i la uși. Și zic, mă, dar ce-i cu oamenii ăștia? Domnul să ne dea înțelepciune. Amin? Doamne, ajută-ne! Acum, fraților și surori, vreau doar așa să fac o trecere telegrafică a celor 7 daruri care formează cuvântul terapie, terapie spirituală, și anume, primul este darul tânjirii după Dumnezeu. Ioan, capitolul 7, versetul 37 și 38. Dacă se poate afișa, ar fi extraordinar. Este foarte important să avem noi o tânjire după Dumnezeu extraordinară, un dor aprins după Dumnezeu. Voi reveni imediat la acest dar. Aici Domnul începe să vorbească și spune așa, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului. Deci, observați, este vorba aici de o zi finală, de o zi mare. Și noi, ce frumos ar fi să tânjim după Dumnezeu, să avem dorul după Dumnezeu, ținând cont că va veni într-o zi, ziua cea mare, dar nu a praznicului în care era Hristos, ci ziua cea mare în care se va reîntoarce Hristos. Doamne, ajută-ne să tânjim și să avem dor după Tine, Doamne. Apoi spune, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare. Tânjirea este așa de importantă încât Domnul Hristos, Dumnezeu, se ridică și stă în picioare. Și stând în picioare a strigat, încă un element pentru importanța acestui dar, a strigat. Ce ai strigat, Doamne? Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Tânjirea, dorul după Dumnezeu are implicare, este un dar al implicării. Eu nu pot să tânjesc după Dumnezeu, să am dor după Dumnezeu și să dorm liniștit, să zic, las că Dumnezeu mi-a dat Duhul Sfânt, las că Dumnezeu mi-a dăruit credință, las că Dumnezeu mi-a dăruit dragoste. Nu, eu trebuie să însetez și după însetare trebuie să vin la El și după ce am venit la El să beau. Și apoi versetul 38 spune că celui ce crede în Domnul, din inima lui vor curge ce? Râuri de apă vie. Doamne, cercetează-ne! Apoi, mă duc mai departe. Asta a fost litera T, litera E, litera Evlaviei, darul Evlaviei. Și am vorbit, cred că, de vreo 4 ori, în 4 seri. Și dimineața a fost odată. Am vorbit despre acest dar extraordinar și spuneam ce nu este Evlavia, ce este Evlavia și apoi un portret al omului evlavios trasat din 3 trăsături. Omul evlavios este un om duhovnicesc și Doamne dăruiește-ne oameni duhovnicești în biserică. Omul evlavios este un om sfânt al lui Dumnezeu și Doamne revarsă sfințenia Ta peste noi. Omul evlavios este un om iubitor, un om plin de dragoste față de Dumnezeu și de ceilalți. Și Doamne, dăruiește-ne iubire tuturora. Evlavia este frică și respect față de Dumnezeu, este o definiție frumoasă și o putem reține, dar mergem mai departe și a treia literă din terapie este litera renunțării, litera R.
Și aici am vorbit, cred că în 2014, despre Moise și m-a marcat foarte mult Evrei, capitolul 11, versetul 24 în jos. Foarte importantă această caracteristică a unui creștin. Gândiți-vă, scrie acolo despre Moise că a avut în mintea unor oameni firești plusuri și minusuri, dar invers de cum le înfățișează Biblia. Deci Evrei, dacă se poate afișa, 11 cu 24. Uitați, prin credință Moise când s-a făcut mare, 1, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Ăsta e un mare plus, să fii fiul președintelui. De el a zis nu. Ăsta e un mare plus pentru ăia firești, dar el a zis nu. Imediat următorul verset spune despre un minus, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și în mintea omului firesc ăsta e minus, să sufăr eu să sufăr, nu se poate așa ceva. Dar uite că el vedea exact pe dos, oglinda era exact pe dos, întoarsă de cum o înțelegem noi. Și apoi zice, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Ce înseamnă asta? Iarăși un mare plus în mintea omului firesc. Plăcere, să am mâncare, să am băutură, să am femei și așa mai departe, să am glorie, că de aici vin gafele noastre. Glorie, aur, femei, G-A-F, de aici vin gafele, de aici vin greșelile noastre. Și vedeți, aici Moise a zis nu, ăsta e un mare minus, mie nu-mi trebuie plăceri. Oamenii zic nu, ăsta e plus. Versetul următor spune, el socotea o cară a lui Hristos. Oh, deci asta e o cară. Păi aici iară omul firesc zice, vai, nu-mi trebuie o cară să mă ocărească nimeni. Și-a zis Moise, nu, e plus. Asta e o cară a lui Hristos. O mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Iar altul ar zice, ăsta e plus. Dar Moise zice, nu, ăsta e minus. Comorile Egiptului, mie nu-mi trebuie așa ceva. Dar ce-ți trebuie? Avea ochii pironiți spre răsplătire. Slavă Domnului pentru astfel de oameni. Și apoi, fraților și surori, versetul 27, prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului. Iar zic, băi, mânia împăratului, ăsta e un mare minus. Dar Moise a zis, e plus, ăsta e motiv să ies din Egipt, să mă duc mai repede spre Canaan. Dar de ce? Pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Deci, fraților și surori, dacă luăm aceste versete din viața lui Moise și facem așa un tabel și punem plusuri și minusuri, tot ce am amintit până aici ar veni așa o linie de dedesubt, toate lucrurile alea care el le-a pus cu minus și cu plus ar veni așa o linie de dedesubt și el ar pune un zero mare și lângă el ar scrie Hristos. Și ar zice, tot ce se leagă de Hristos, să-L văd pe Hristos, să-L cunosc pe Hristos, să-L iubesc pe Hristos, să-L urmez pe Hristos, astea-s plusuri în viața mea. Ce nu este Hristos, ce nu se leagă de Hristos, astea-s minusuri și nu mă interesează. Și acesta este darul renunțării și Doamne dăruiește-ne-l fiecăruia. A renunțării la lume, la lucrurile lumii, la lucrurile atractive din lumea asta și ale apropierii de ceea ce înseamnă cer, Dumnezeu, Hristos, Duhul Sfânt, Biserică și așa mai departe. Apoi este litera 4, litera A, tot din cuvântul terapie, litera ascultării, darul ascultării. Și aici din 1 Samuel, capitolul 3, de la versetul 1 la 10, am mers pe ascultare și erau cel puțin 4 trepte ale ascultării și anume autoritate divină, autoritate în familie, autoritate religioasă și autoritate civilă. Exact pe aceste linii merge Apostolul Pavel în Efeseni în capitolul 5 și foarte important să le amintim și îl vedem aici pe Samuel sub autoritate divină în 1 Samuel 3:10. Vorbește Doamne căci robul tău ce face? Ascultă, Doamne ajută-ne! Asta înseamnă că el se raporta direct la Dumnezeu prin ascultare. Apoi autoritate familială în 2:11 din 1 Samuel, îl ia mama de mânuță și îl duce la templu și zice, copile, tu rămâi aici.
Și zice, bine, mamă, mi se frânge inima că trebuie să rămân aici, dar te ascult. Și copilul ăsta a demonstrat că stă sub autoritatea familială, sub autoritatea mamei și a tatălui. Extraordinar copil. Apoi este autoritatea religioasă, capitolul 3 cu versetul 5, 6 și 8. Este acolo o voce care o aude frecvent, Samuel. Și el știe că este sub autoritatea religioasă a unui Eli, a unui bătrân, a unuia care veghează asupra lui. Și merge și îl trage de mânecă și spune, iată-mă că și m-ai chemat, de ce m-ai chemat? Și zice Eli, știi de ce te-am chemat? Deci ăsta nu știu, nici eu nu știu, du-te și de culcă. Și îl trimite la culcare și stă. Și iarăși merge, și iarăși merge, și de trei ori se duce. Și la urmă, Eli înțelege că Dumnezeu îl cheamă pe copil și îl învață ce să spună. Și copilul ăsta ascultă pentru că era sub o autoritate religioasă. Dar pe lângă astea e o ciudățenie în textele biblice legate de Samuel, era și o autoritate civilă. Gândiți-vă că în capitolul 2 cu 12, fiii lui Eli erau niște ticăloși, niște oameni care făceau compromisuri, niște oameni care furau din carnea dăruită Domnului de către popor. Ce-ar fi însemnat să-l ia pe ăla micu de la templu și să zică, bă, du-te și adă-mi niște carne de acolo din oală? Și el să se uite și să spună, îmi pare rău, îmi pare rău, eu nu-ți aduc nimic pentru că eu sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Bă, du-te și minte, bă, du-te și fură. Nu, nu, asta nu se poate la un copil al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că darul ascultării trebuie să-l avem fiecare dintre noi, Domnul să ne ajute. Apoi este darul purității. Psalmul 105 cu 17 la 19 vorbește despre Iosif, că Dumnezeu le-a trimis fraților lui înainte un om și omul ăsta a fost prins și legat în fiare. Și-l vedem pe omul acesta, un om plin de curăția lui Dumnezeu. Și Doamne, cercetează-ți și astăzi tinerii și umple-i de curăția ta. Copilul acesta a fost pur, a fost curat în relațiile din familie. El mergea și spunea tatălui vorbele cele rele ale fraților lui, spune capitolul 37 acolo la început din Geneza. Dar de ce? Pentru că era un copil curat, nu era un pârâcios. El vroia să meargă lucrurile bine în familie și vroia ca frații lui să fie aproape de Dumnezeu. El avea o inimă curată, mergea, era pur, era curat în relația familială cu frații lui și cu părinții lui. Și Domnul să ne ajute să fim și noi la fel. Apoi trece timpul și omul acesta ajunge angajat, spunem noi, dar era mai mult decât angajat, era un rob, era un sclav. În relația cu stăpânii lui, cu angajatorii lui, cu patronii lui, dacă vreți. Omul acesta a fost un om curat, un om pur. S-a uitat la el femeia și a vrut să facă compromis și el a zis, îmi pare rău, îmi pare rău, eu nu pot să fac lucrul acesta. Și vă dați seama boala impurității cum ar fi putut să se instaleze în inima acestui om, acestui tânăr. Păi ce scrie în Scriptură? 39 cu 2, cu 3, cu 4. Omul acesta a început să fie prețuit de stăpân. Omul acesta a devenit prosper. Spune că tot pe ce punea mâinile, înflorea sub mâinile lui. Omul acesta a fost promovat și stăpânul l-a pus mai mare peste toate slugile lui. Omul acesta la un moment dat a fost provocat și a venit femeia și a zis, culcă-te cu mine. Și el a zis, nu vreau să fac lucrul acesta, dar de ce? Pentru că eu am un liac, am un tratament la impuritate, la necurăție, la păcat. Care-i tratamentul tău? Zice, n-a voit. Eu am o voință pe care mi-a sfințit-o Dumnezeu. Apoi spune Scriptura că pe lângă voință el avea și rațiune și a zis, tu-ți dai seama ce vrei să faci? Tu ești soția unui om. Cum putem noi să facem lucrul acesta? Apoi pe lângă rațiune avea și credință și a zis, cum pot eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu care mă vede din ceruri? Tata nu e aici, mama este moartă, dar Dumnezeu din ceruri mă vede, slăvit să fie Domnul. Și vă dați seama ce, până la urmă, trebuie să apeleze la ultimul argument, și anume fuga. Și spune aici Ioan Gură de Aur că
a fugit fără haine, dar a rămas îmbrăcat în slava și în puterea lui Dumnezeu. Și este adevărat că femeia altă era îmbrăcată în pofte și în plăceri și era legată în lanțurile fără de legi. Dar vă dați seama, până la urmă, omul acesta ce răsplată primește, ce promovare, Domnule! Păi ajunge să se strige înaintea lui prin tot Egiptul, în genunchi, în genunchi, în genunchi. Dar de ce? Pentru că omul acesta a știut un singur lucru. Eu țin din toată inima să-mi păstrez curăția înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă și pe mine și pe dumneavoastră. Și apoi, darul inspirării curajului, în cuvântul terapie, este penultimul, sau insuflării curajului, sau darul încurajării. Iosua, capitolul 1, de la versetul 1 la 9. Și vedeți, aici îl avem pe un alt om al lui Dumnezeu, este Iosua. Și vine Dumnezeu și spune, întărește-te și îmbărbătează-te. Doamne, dar cum să fac lucrul ăsta? Păi uite, zice Domnul, ți-am dat o promisiune, întărește-te și îmbărbătează-te. Ți-am dat o povață, promisiunea am dat-o lui Moise, am dat-o înaintașilor voștri. Povața ți-o dau acum, te rog, întărește-te, îmbărbătează-te. Și dacă nu-ți ajunge atât, îți dau și poruncă. Dumnezeu i-a dat porunca aceasta în versetul 9 din Iosua 1. Zice, nu ți-am dat eu porunca asta, întărește-te și îmbărbătează-te. Și omul ăsta întărit și îmbărbătat de Dumnezeu, de 3 ori a zis Dumnezeu, întărește-te și îmbărbătează-te, ajunge în capitolul 10 cu versetul 25 să-i întărească și să-i îmbărbăteze pe alții. Domnul să se atingă de fiecare dintre noi, să ne dea darul încurajării. Fraților și surori, nu vă dați seama ce important este darul încurajării. Era aici o soră bătrână și nu mai este, e bolnavă la pat. Aveam de multe ori misiuni grele și eram așa de atacat de cel rău și numai o sunam la telefon și îmi spunea, frate, mă rog pentru tine, te susțin în rugăciune, dacă e cazul stau mâine în post pentru tine, du-te numele Domnului. Și Dumnezeu dădea biruințe pentru că era un om care inspira curaj. Domnul să ne ajute și pe noi să facem la fel. Și apoi este un ultim dar pe care cred că l-am tratat duminica trecută, darul echilibrului spiritual din Tit, din capitolul 1, versetul 11 și 12. Și aici vorbeam despre cumpătare. Cumpătarea, spuneam că limitează excesul lucrurilor bune și înfrânarea, excesul sau înclinația spre lucruri rele, spre lucruri negative. Aici trebuie făcut o precizare. Am vorbit data trecută despre mâncare și spuneam că înfrânarea acționează și în domeniul acesta. Este în istorie un exemplu despre un om care a fost așa de gras și a fost și închis într-o temniță că a trebuit să dărâme zidul ca să-l scoată afară din temniță. Așa a fost el de gras când a murit. Și aici trebuie să acționeze înfrânarea la nivelul poftei de mâncare. Pentru că, vedeți, este în Proverbe 23:2, este acolo ceva și versetul 3 iarăși altceva. Aici spune, dacă ești la unul din cei mari la masă, pune-ți un cuțit în gât dacă ești, versetul 2, dacă ești prea lacom. Adică aici trebuie să acționeze înfrânarea contra lăcomiei. Versetul următor vorbește despre cumpătare și anume, nu pofti, asta e o nevoie a ta, o poftă a ta, ți-i foame și trebuie să poftești și trebuie să mănânci. Dar zice, nu pofti mâncările lui alese că sunt o hrană înșelătoare. Deci observați că de multe ori înfrânarea și cumpătarea merg împreună. Și tot data trecută vorbeam despre echilibru la nivel sentimental, la nivelul armoniei între sus și jos sau interior-exterior și la nivelul slujirii în biserică. Vreau doar să mai precizez ceva aici la nivel sentimental, pentru că îi privește în special pe tineri lucrul acesta și apoi vreau să pun punct și probabil Isaia 55 rămâne pe altă dată. Fraților și surori, este foarte important ceea ce zic. Știu un caz foarte clar, mi l-a povestit cu durere un frate din zona de nord a țării și spunea el așa, spune, tatăl meu era un om al lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu prin daruri speciale, era și conducător de biserică și la un moment dat a venit o soră plecată peste graniță, peste hotare și de bucuria că l-a revăzut, l-a îmbrățișat în biserică. Ca să-l salute, imediat unii
au văzut scena și au zis, gata, fratele ăsta trăiește în păcat și l-au pus deoparte. Să fiți foarte, foarte, foarte atenți și la partea aceasta. Am văzut tineri și cred că sincer în ceea ce fac. Ce mai faci și te îmbrățișează, fată, băiat? Nu este potrivit lucrul acesta, nu-i potrivit. Ar fi frumos să fim înțelepți și după ce te căsătorești poți să-ți îmbrățișezi soția cât vrei. Cât vrei. Dar până atunci, nu cumva să se întâmple să periclitezi situația unui om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl folosește prin cântare, prin predicare sau în orice alt mod. Pentru că poate imediat cineva să fie pe fază, să facă o fotografie și să spună gata, s-a terminat cu omul acesta. Și atunci ai scos din luptă, din arena credinței pe un om al lui Dumnezeu care n-a avut nicio intenție păcătoasă și nici n-a vrut să facă ceva. Rău. Așa că, fraților și surori, rămân la aceste cuvinte și Domnul să binecuvinteze biserica noastră cu aceste daruri ale Duhului Sfânt. Amin.